Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de SAMP. Ia, vehicule, mama, am lag. Ce să băgăm, băgăm NRG-ul. Ia, hai. Bun, în episodul de astăzi o să discutăm ceva ce cred că o să vă intereseze destul de mult. Dar înainte de toate, poate că ați observat chestia asta de aici din colț. Sper că apar și pe filmare, nu știu sigur. Am avut probleme de filmat cu OBS-ul. OBS-ul mie îmi captura ecranul negru și nu reușeam să-i dau de furcă, adică nu știam cum să fac să-mi capteze imaginea din joc. Am încercat mai multe soluții, am încercat să-l rulez ca administrator, ce-am mai făcut? Am încercat să-l setez pentru compatibilitate Windows 7, Windows 8 și alte prostii care mai erau pe acolo. N-a funcționat, am rulat inclusiv jocul ca administrator, n-a funcționat nici asta. Am tot căutat pe YouTube, tot felul de videouri pentru a găsi o soluție, dar nu am reușit. Așa că m-am uitat și m-am interesat și de alte programe de filmat și am găsit ceva de la AMD. Bine, înainte de asta vreau să precizez că am reușit totuși să filmez cu OBS-ul. Dacă îmi puneam jocul pe window mode, adică dădeai alt plus enter, ți-l făcea ca și pe o fereastră, dar nu-mi plăcea de rog cum arată și nu, am zis că nu are rost. Ia, mă oprește poliția. Am zis că nu are rost și atunci m-am interesat de altfel de programe. Ia să vedem ce zice domnul polițist. Aoleu, mă găsește cu droguri acum. Hai să vedem. Oho! Accept ticket 67. Bă, nu țin minte. A, uite că m-a la radă. Nici n-am observat. Mă rog. Se mai întâmplă, bossul. Asta treaba. Deci m-am interesat și de alte programe, am reușit până la urmă să găsesc ceva de la AMD care vine direct cu driverul plăcii video. Eu am placă video de la AMD, seria 7800. Trebuie. Și am zis că dacă tot am așa ceva, hai să folosesc ce au ei. Și am văzut că ei au Relevo. Relevo ăsta e un program de filmat, similar cu Shadowplay-ul, care îți permite să filmezi. Bă, mie mi-au plăcut setările care le-am văzut aici, am zis că hai că merită încerca să vedem. Filmează, e ok, care-i treaba cu el? Deocamdată sunt mulțumit de el, vreau să văd ce și cum. Așa, am văzut zilele trecute un clip de la Botiș pe canal în care zice că Kelton m-a demis din mafie sau ceva de genul. Ia să căutăm clip. Botiș. Boys Ghiz, mă rog, Botiș Ghiz. Da. El avea aici un clip în care spunea că am fost demis de Kelton din mafie de pe RPG-2. Bă, faza asta nu e tocmai ok. De ce? Pentru că noi eu te-am demis. Dacă mergem și ne uităm frumos pe website, dacă îți caut contul aici, Botiș Ghiz, să vezi că noi eu te-am demis. Da, nu e asta contul. Botiș Ghiz. Da, ăsta e contul. O să vezi că nu, eu te-am demis. Ți apare aici demitere de la Sorin. Chiar nu înțeleg de ce nu te-a sancționat liderul. Dar mă rog, asta e altă treabă. Dar Sorin a acționat, nu știu, în urma părerii mele. Adică el a venit mie și mi-a cerut o părere, da? A venit pe Slack, cum fac și alți admini. Și mi-a cerut efectiv o părere. Mi-a zis pe dovada asta, mi-a dat dovada în care Botiș zice așa, avem o pulă pe F. A explicat el acolo un clip care era toată treaba cu această afirmație, cu tărful și toate cele. Și mi-a cerut părerea. Se dă ceva pentru chestia asta? I-am spus clar, demite-le, limbaj vulgar, nu se permite pe chat-ul facțiunii.
Și am explicat mai jos și de ce. Partea asta nu i-a dat-o lui Botiș, mă gândesc poate pentru că am spus că dacă e pro și nu știe când să se oprească problema lui sau chestii din astea și nu a vrut ca el să se supere pe mine, dar nu văd de ce s-ar supăra. Practic nu cunoaște regulamentul. A început să folosească din ce în ce mai des cuvinte vulgare, nu știu, asta e treaba lui, strict problema lui, dar nu-i conform regulilor noastre. Tu, Botiș, am văzut că te-ai uitat aici în regulamentul general al serverului. Mane, aici găsești regulile pentru civili în mare parte, nu pentru jucători. Ca să vezi regulile facțiunii din care tu făceai parte, trebuia să te duci frumos la factions, făceai parte dintr-un gang, dădeai pe gang rules și aici îți căutai regulile. Mă gândesc că din moment ce ai intrat în gang și erai acolo de o bună bucată de timp, trebuia să cunoști și regulamentul ăsta, că efectiv dai test când intri. Atunci dacă ai dat test, trebuia să cunoști și regulamentul ăsta. Dacă nu-l cunoșteai și ai intrat cumva în gang, dar nu știu care-i treaba. Mă rog, și aici e așa, comportament și limbaj, da? Exemple de limbaj față de colegi sau față de alt jucător, sancționabil cu demitere. Corect, în cazul în care te adresezi frumos pe chat-ul public, pe SMS sau știu eu pe alte chat-uri de genul ăsta. Da? Și aici se dau niște exemple. Se precizează inclusiv că diferitele invenții pentru a modifica înjurăturile se sancționează la fel, pentru că jucătorii ce fac? Ca să nu scrie suci pula pe chat, scrie, nu știu, inventează ceva acolo. Dar mesajul e exact același, adică nu schimbă cu nimic ceea ce tu ai vrut să transmiți jucătorului. O insultă sau o jignire. Și se precizează frumos aici o notă, da? Notă. Limbajul de acest gen, chat-ul facțiunii, va fi mereu sancționat, indiferent cui l-ai adresat. Deci nu contează că tu ai folosit cuvântul ăla sau limbajul la vulgar, adresat unui coleg în glumă sau știu eu ce altceva ai vrut tu să faci acolo. Ești sancționat pentru chestia asta. Chat-ul facțiunii nu-i piață, nu-i chat de clan ca să faci catering, ca să faci ce vrei tu, da? Există niște reguli pe care trebuie să le respecti, reguli impuse de administrație. Fiecare server are regulile lui. Eu din câte am văzut și pe celelalte servere, limbajul de genul ăsta nu e permis. Dacă tu te-ai învățat să folosești limbaj de genul ăsta, nu știu, în afara serverelor, pe YouTube, pe Skype, sau știu eu unde altundeva, asta e strict problema ta, frate. Folosește-l acolo, dar nu-l folosi aici pe servere și după aia spune că, bă, mie nu mi se pare ok că am fost dimis pentru chestia asta. Normal că nu ți se pare ok, nimeni nu i s-ar părea ok, însă ai fost sancționat corect și nu știi regulile, pentru că chiar tu ai demonstrat-o, tu te-ai uitat în regulamentul general al serverului, în timp ce tu ești membru de facțiune. Păi frate, ce cauți acolo? Trebuie să vii la regulamentul facțiunii, nu? Regulamentul ăsta n-a mai fost modificat din luna a treia, înainte ca tu să fii sancționat. Și atunci când a fost sancționat, a fost faza cu blacklist, da? Bun, sper că am lămurit treaba asta. Dacă n-am lămurit, vă mai arăt o chestie. N-am absolut nimic cu tine, pur și simplu am aplicat regulamentul cum o fac în fiecare ocazie. Cred că am demonstrat în timp că nu țin cont de favorizări și așa mai departe. Ai greșit, fratele meu, te-am penalizat. Uite, aici mi-a cerut un alt admin o părere dacă dovada asta e falsificată și dacă se sancționează. Dovada asta e pe SMS, da? I-ai spus frumos, ăla te întreba, filmezi? I-ai spus cu aici, de ce întrebare polii mele mai e și asta? Ok, am considerat că din moment ce e un limbaj folosit pe SMS și nu era adresat jucătorului respectiv în mod direct, ci făceai referire la întrebare, i-am spus, da mă, uite, dovada nu e falsificată, doar că limbajul ăla n-a fost direcționat către jucători, ci a fost mai mult ca o întrebare. Deci nu ar trebui să fii sancționat. Prin asta poți deduce și tu. Asta a avut loc câteva zile în urmă. Poți deduce și tu că n-am absolut nicio treabă cu tine. Dar dacă greșești, asumă-ți greșeala, nu mai veni aici cu, bă, am fost sancționat, admin incapabil, nu știu ce. Hai, frate, să fim serios. Nu suntem la piață aici, ok? Bun. Hai să continuăm totuși cu ce trebuia să continui în episodul. Asta a fost ca o mică paranteză, n-are absolut nicio treabă cu episodul. N-am zis să clarific și eu treburile, pentru că așa e ok. De multe ori primeam reclamații din astea, cum s-ar zice între ghilimele, în care jucătorii făceau tot felul de afirmații, iar eu sau adminii poate nu aveam dreptul la replică pentru că n-aveam un canal de YouTube. Așa că ei, prin intermediul canalului de YouTube, își exprimeau părerea, de multe ori greșită și na. Cei care vizionau clipul n-aveau de unde să audă o altă părere și considerau că
ceea ce zicea youtuberul respectiv era corect. Dar, na, nu tot timpul e așa. Ok, hai să vedem. Deci, ce aș vrea eu să discutăm în clipul de azi ar fi ceea ce, nu știu, de ce v-ați săturat voi pe servere? Nu-i de subiectul clipului, nu-i de ceea ce m-am săturat eu, că eu m-am săturat de Post Hunter și așa mai departe. Asta e altă problemă, mă interesează mai mult de ce v-ați săturat voi. Am primit zilele trecute niște mesaje, nu mai știu, ticket-uri, PM-uri sau ceva de genul, de la jucători sau lideri sau așa mai departe, care se plângeau că... Se plângeau că nu reușesc să dea roburi, indiferent de momentul din zi în care încearcă să dea rob, polițiștii îs acolo, știi, efectiv nu reușesc să ducă robul până la bun sfârșit, se chinuie și, na, asta era nasol pentru ei. Altă chestie era că la joburi, acele ilegale, pățeau cam exact același lucru, la skillurile alea mai mari, deja primești wanted. La joburile astea ilegale, na, te taxează. Cum ai primit wanted, vine polițistul după tine, nu mai reușești să termini cursa, nu mai avansezi în skill și atunci e nasol pentru jucători. Și din chestia asta, jucătorii ăia m-au contactat. Mi-a spus, bă, Kelton, noi ne-am supărat de chestia asta, vrem să putem să dăm și noi rob, vrem să putem să ne facem și noi joburile ceva mai ușor, cele legale, că, na, toată ziua asta e în jail și nu e tocmai ok. Și atunci m-am gândit că ar fi bine să vă întreb și pe voi ce alte lucruri vă deranjează pe server. Ce, nu știu, care sunt lucrurile de care v-ați săturat? Încercați să nu-mi spuneți de codat și de admin. Știu de chestiile astea, încerc să le rezolv pe cât posibil. Sunt, nu știu, sunt cred că problemele cele mai mari pe orice server de XAMPP. Și totodată sunt problemele care se rezolvă și cel mai greu. Adică ca să-ți formezi un staff capabil și un staff care știe cum ar trebui să acționeze, turează, frate, turează. Vin admin noi, admin care nu au experiență, trebuie să înveți. Uite, FNZ Spectic Team Bobo, e bun. Vin admin pe care... Bă, ce pânduri. Vin admin noi care nu au experiență și pe care trebuie să înveți lucrurile de mare parte de la zero. Rapca. Și atunci e de muncă. Nu e ceva ce se poate rezolva într-un timp foarte scurt. Uite cum am împândit și restul. E bun. Bun, dar mă interesează alte chestii. Nu știu, anumite sisteme pe care le-ați văzut. Care nu vi se par tocmai ok, poate nu, poate nu vă plac portanții, poate nu vă plac jucătorii care fac DM în anumite zone sau în anumite situații sau nu știu, lucruri de genul ăsta, efectiv, lucruri care vă deranjează oarecum și care ați vrea să le vedeți modificat. Poate că reușesc să conving și ceilalți administratori, în mare parte pe Bobo și pe Scripter, poate reușim să facem niște modificări în funcție de feedback-ul pe care ni-l oferiți și, nu știu, să încercăm să facem să fie cât mai ok, atât pentru voi cât și pentru administrație. Sunt uneori lucruri pe care le propuneți, dar din păcate, din punct de vedere administrativ, nu se pot implementa. Și atunci, na, sunt lucruri care vă nemulțumesc. O să încercăm totuși pe cât posibil. Să vedem ce se pot face cu chestiile astea. Eu de rob am mai spus lui Bobo, am mai sugerat să modificăm oarecum sistemul ăsta de rob, să vedem dacă putem face cumva ca polițiștii să nu cunoască direct locația în care jucătorul trebuie să dea rob sau care e punctul final în care trebuie să ajungă sau chestii de genul ăsta. Dacă reușim să facem chestia asta, cred eu că ar fi mai ușor pentru Citroen, da. Ar fi mai ușor pentru jucător să dea robul. Da, e seara. În mare parte cam asta ar fi ceea ce voiam eu să discut astăzi cu voi. Aștept un comentariu din partea voastră în cazul în care aveți lucruri care vă deranjează, lucruri de care efectiv v-ați săturat.
lăsați un comentariu, încercați să detaliați, nu știu, eventual încercați și voi să sugerați cu ce anume ați dori să înlocuiți acel lucru sau știu eu ceva de genul. Da. Și dacă totul e ok și ni se pare și nouă o idee bună, ia să vedem toc, sorry. Era ok. Dacă ni se pare și nouă o idee bună, atunci o să încercăm să adăugăm propunerea voastră pe server. Nu garantez că o să putem să adăugăm toate propunerile pe care le faceți. Cu siguranță nu o să le putem adăuga toate într-un timp foarte scurt. Lucrăm la mai multe chestii. Încă lucrăm la optimizări, încă sunt probleme. Încercăm să rezolvăm cu optimizările mai întâi. Aprea, căzută. O, codatul. Facem mai întâi optimizările, după care, nu știu, poate ați văzut, discutam despre rapoarte la facțiuni. Cel mai probabil o să lucrăm la acelea, iar abia apoi vom trece la alte chestii. Și secțiunea cu sugestii așteaptă și acolo, sunt mai multe sugestii care așteaptă răspuns. Deocamdată l-am pus pe Just Success să răspundă la o parte din ele. Uite la ăsta, mă. Se omoară ăștia pe aici. L-am pus pe Access să răspundă la o parte din ele, respectiv la sugestiile care au fost deja implementate, care s-au repetat, care efectiv nu și-au rost. O să rămână doar sugestiile care mai merită revizuite, adică sugestiile pe care trebuie să mă uit și eu, și Bobo, și alții. Și abia după aceea vom răspunde și la cele sugestii. Cam atât a fost. Mi-a scăpat ușa, e de acolo. Căbiță. Cam atât a fost, fraților, pentru episodul de astăzi. Nu știu, dați acolo un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Lăsați un like la episod dacă v-a plăcut. Eu am fost Kelton, ne auzim data viitoare. Numai bine.